Avertisment pentru turiștii care sunt atenți la bugetul lor. Noua Zeelandă nu e destinația pentru ei. Ministrul turismului din statul insular a găsit o strategie nouă pentru vizitatori. El vrea un număr mai mic, dar dispuși să cheltuie mai mult. Strategia noastră va fi să vizăm fără rușine turiștii de mare valoare. Nu de adresăm celor cu rucsac în spate, care mănâncă tăiței la plic și cheltuie 10 dolari pe zi. Asta a declarat Steve Nash. Cu toate că în luna mai, Steve Nash declara granițele deschise pentru toată lumea după 2 ani în care a stat cu frontierele închise. It's fantastic to see. It's a bit of a festival atmosphere here. You know, Tourism New Zealand's done an awesome job of creating a real aspiration for New Zealand around the world. It's now time for them to come and see what Tourism New Zealand's been marketing for the last 2 years. Și nu e prima oară când ministrul face declarații controversate pe acest subiect. În 2020 el visa la vizitatori care călătoresc la clasa 1, închiriază un elicopter să vadă ghețarul Franz Josef, iar apoi merg să ia masa la restaurante de lux. Și îi critica el atunci pe cei care închiriază rulote. El a fost acuzat de snobism și de elitism. It's going to be quite expensive to come to New Zealand anyway, so I don't think we're going to get those low-value tourists, people travelling around, sleeping in these non-contained vehicles, are not part of our global value proposition, are not part of our brand, they don't represent the values that we hold as a country. Și ca semn că trendul se schimbă peste tot, operatorul aerian Ryanair a anunțat că nimeni nu va mai călători pe preț de nimic. Din cauza prețurilor mari la combustibil, biletele alea de 10 euro sunt doar o amintire acum. 10 euro era, hai să fim serioși, o chestie de marketing, pur marketing. Am mai auzit astfel de declarații, da, am văzut că și spaniolii îi verifică pe turiștii britanici acum după Brexit să vadă dacă ai măcar 100 de euro de cheltuit pe zi la tine. Păi asta este trendul până la urmă, da? După 2 ani în care pandemia i-a ținut pe oamenii acasă și industria turismului a avut foarte mult de suferit. Acum, evident, orice stat vrea să țintească sus și țintește sus, ceea ce este firesc. Uită-te și la noi, până la urmă, și noi românii ne plângem că ne pleacă românii în străinătate și că nu avem turiști străini și dacă vin aici nu cheltuie suficient. Toată lumea asta vrea. Hai să nu fim ipocriți. Da? Și ministrul turismului de aici, din Noua Zeelandă, ce-i povestim mai devreme, este firesc să vrea să atragă oameni cu bani care să vină să cheltuie banii acolo. Nu okay, vrea să vină săraci. Scuză-mă, dar e normal. Mihaela, nu poți să spui în felul ăsta. Pe mine asta mă deranjează cel mai tare. Da? Declarația asta nefericită, felul în care pune el problema, mai ales acum, în plină criză, în care vedem toate guvernele ne sfătuiesc să mai lăsăm așa mai ușor, să avem grijă la buzunare, să facem economii, să strângi cureaua, cum se spunea, da? Îți recomand astea toate guvernele și vine domnul ministru să spună că lui miros cam urât săraci ăștia care vin cu rucsacul după ei. Și dar nu a spus că e miros urât, da? Și nici nu a spus că... și nici măcar asta nu a spus. A spus că nu le închide ușa în nas, dar că preferă să îi primească pe aia care cheltuie mai mulți bani acolo. Și pentru că nu este corect, din punctul lui de vedere, ca diferiți influencer sau wannabe influencer pe social media să meargă să se laude că au cheltuit doar 10 dolari și ce bine s-au distrat în Noua Zeelandă să facă reclamă pe baza asta. Că dar cheltui... nu înțeleg, asta nu e reclamă pentru țara păi ta? Uite că nu e reclamă, că el vrea să atragă mai mulți bani. De asta face și o campanie de publicitate. Da? Și mi se pare firesc. Campania este un set de acțiuni care țin de marketing, de publicitate, prin care trebuie să urmezi o linie de, nu știu, acțiuni ce vrei să faci, și spoturi publicitare, și videouri, și panouri publicitare, și ce transmiți pe internet, toate astea cu un scop foarte bine pregătit și foarte clar, da? Vor să atragă oameni cu bani, se plimbe cu elicopterul, să stea în hotel de 5 stele, mai știu eu ce. Și mi se pare normal să vrei să atragi asta, vrei să-ți meargă, să-ți crească economia. Asta odată. Doi, vorbim de Noua Zeelandă. Este una dintre cele mai noi țări, dar până în anul 1250 nu era picior de om pe teritoriul neozeelandez. Scuză-mă, acolo e altă cultură. Hai să spun câteva chestii ciudățele acolo ce se întâmplă. Păi acolo nu-ți primești viză de reședință, dar nu poți să devii rezident dacă ai indicele de masă corporală îți depășește o valoare indicată de ea. Adică dacă ești prea gras, nu prea îți dă voie să locuiești acolo. Asta odată. În plus, nu ai voie să arzi sau să distrugi vreo bancnotă dacă nu ai acordul băncii.
poți să ajungi și în pușcărie. Depinde acum foarte tare de poliție. Sunt foarte multe reguli ciudățele. La asta fel, nu înseamnă un că al dacă trei... sunt multe, sunt și firești. Nu sunt firești, dacă asta e cultura lor. Și până la urmă, mor eu pe sensibilitățile astea ale tale. Uneori e sensibil la niște lucruri la care n-ar trebui să fii sensibil. Sau asta este părerea mea. Până la urmă, omul și-a spus părerea. Și dacă asta este cultura lor să fie mai direct, nu văd unde e problema. Că până la urmă, de fapt, toți acolo tragem, da? Toți tragem către oameni care să vină cu bani aici. De acord cu tine, dar ajungi într-o astfel de funcție, da? Ești ministru turismului. Tu trebuie să ai și grijă de, ok, de țara ta, de finanțele tale, dar și de turiști ăștia pe care, să nu uităm, ai plâns după ei. 2 ani, cât ai stat în pandemie cu țara închisă, te plângeai că, vai, hai să vină turiștii, abia așteptăm. Acum, ce să vezi, avem pretenții, am vrea să vină numai ăștia cu bani mulți. Ei, da? Ba, nu, nu au plâns după turiști, că dacă plângeau după turiști, deschideau granițele. Domnul, nu au plâns după turiști. Au să... spunea. Că, normal că nu i-a convenit, dar dacă voia neapărat turiști, îi primea, nu ținea, a fost singurul stat care a ținut granițele închise atât de mult timp. Bun, da? Hai să-l demontăm și pe domnul ministru cu turiștii cu bani mulți, da? Știi ce? Nu e obligatoriu să cheltui mult mai mult, să bagi mult mai mulți bani în respectiva țară dacă ai venituri mult mai mari. Bogații, am văzut, vin cu avionul lor, vin cu bucătarul de acasă după ei, da? Nu știu câți bani vor cheltui ei. Ok, mănâncă. Păi toate produsele alimentare de acolo le cumpără, că n-au voie să intre în țară cu mâncare. Asta e problema. Și că merg cu elicopterul închiriat. Păi dacă am elicopter și am avion personal, nu știu dacă mai închiriat. Și unde te duci cu elicopterul? În zbor, așa, și te catapultezi sau ce faci? Bogații au prieteni, să știi. Și au prieteni și nu plătesc. Atenție, pe, dau de 2 ori din gene. Păi, fiecare are casă de vacanță în câte o țară, dar și fac schimbul, fac turul vara. Ce crezi că dacă ești bogat, arunci cu bani? Cum au ajuns ăștia bogați? Cum crezi tu? Arunc așa cu bani? Am ajuns în Noua Zeelandă. Nu dau 10 euro, că e prea ieftină chestia aia, dar dau 100. Nu, ce așa crezi tu că se întâmplă? Nu. Bogații sunt respectați pentru că dau cu bani în stânga și în dreapta și cumpără. Haide, să fim serioși. Da, uită-te cum se poartă. Și poluează mai mult. Nu vorbim despre asta. Vorbim despre cum sunt tratați și respectați oamenii. Oamenii sunt respectați în funcție de ceea ce au în portofel, de ceea ce poartă, ce mașină conduc, ce au în picioare. Păi nu încurajăm. Așa, asta vă spun ce se întâmplă și care e realitatea. Hai să nu trăim într-o lume paralelă. Asta este realitatea și până la urmă toate statele își doresc turiști sau străini care să vină cu bani și să aducă bani în țara lor. Dacă faci un calcul la final de vacanță, cât a stat ăla cu foarte mulți bani, care probabil a venit un weekend, că n-are el timp să piardă în vacanță, dar 2 săptămâni, și între turistul ăla săracul cu rucsacul în spate, care a făcut un tur de țară și a stat 2-3 săptămâni, eu cred că tot pe acolo ești, că la ok, a cheltuit el. 10 euro e o exagerare incredibilă, da? Nimeni, în orice țară, nici în România, dacă te duci turist, nu cheltui 10 euro, doar 10 euro pe zi. Omul a exagerat comparația ca să pară comparația plauzibilă. 20-30 de euro pe zi cu 20 de zile și o să-ți iasă tot cât a cheltuit ăla în 3 zile. Dar hai să nu-i mai desconsiderăm pe oameni ăștia. Nimeni nu-i desconsideră pe oameni, că de asta nici nu ne-a spus că nu vă mai primesc în țară. A spus ce pretenții are și nu numai Noua Zeelandă practică asta. Ai spus mai devreme despre Ryanair, da? Că renunță la biletele ieftine. Lufthansa la fel, să scape de faliment, a scumpit biletele. Uite, sunt și state. Ai spus mai devreme despre Spania, că aleatoriu în aeroporturile din Spania, britanicii sunt verificați câți bani au și dacă au bani suficienți. În Veneția la fel, cei care sunt daywalkeri, da, care nu noptează acolo, trebuie by default să dea acte 10 euro pentru că vizitează Veneția. Și sunt mai multe orașe sau state care sau companii care au început să meargă în zona asta, în trendul ăsta. Vor mai mulți bani, să atragă mai mulți bani. Dacă Noua Zeelandă se crede ca Veneția, da, să ceară și taxă, 10 de dolari, 10 euro pe zi. Nu, Alex, hai să-i scrie ministrul turismului să te angajeze pe tine, că văd că știi, vii cu spatele. Pe clase sociale, da, ce suntem pe Titanic în 1920, unde suntem? Să stea clasa 4, da, stăteau ăia săracii lângă cazane.
Unde sunt, ne credem aici? Dar nimeni nu a zis asta, nu mai fi prăpăstios că nimeni nu a zis asta. Nu, e domnul ministru ca aia, cu bamele și cu prazul, da? Și hai să nu mai aruncăm atât cu noroi în Noua Zeelandă. Uite, avem aici, războiul la graniță, iar Noua Zeelandă a fost printre statele care s-au aliniat instantaneu în ceea ce privește sancțiunile asupra băncilor și instituțiilor financiare din Rusia. Au trimis bani, au trimis avion. Au trimis militari în Europa să-i ajute pe ucraineni în fața invaziei lui Putin. Adică nu e că sunt inumani. Păi tocmai și declarația acestui domn ministru. Nu e inuman orice mi-ai zice. E ca și cum ar spune, da, ce mi-e că iau grâu de la săraci ăștia de ucraineni, da, și că iau cereale și că iau semiconductori și ce mai iau, sau dacă iau de la Putin. Așa. Păi nu e chiar așa, Putin, uite, pentru săraci ăștia de ucraineni, în Noua Zeelandă a emis aproximativ 4.000 de vize speciale pentru refugiații din Ucraina. Păi și îi verifică, domn ministru? Cu ce siguranță. Facem dacă cu siguranță. E ușor să-i verifici. O țară mititică, au 5 milioane de locuitori, probabil foarte mulți lucrează și la vize acolo, evident că e foarte ușor să-i verifice. Bun, hai să mergem și la Laurențiu, da? Să luăm cumva exemplu companiilor de bere, care am văzut că fac beri pentru toată lumea. Și beri premium, și beri așa medium pentru consumatorul de zi cu zi și pentru cei mai fără posibilități, nu facem discriminări și se vede, Laurențiu, aici voiam să ajung, că domnul ministru, el e un birocrat, dar nu e un antreprenor. Pentru că dacă era antreprenor, știa că orice bani e bun și trebuie să facem, să producem pentru toată lumea. Nu că eu trebuie să-l contrazic în continuare. Omul n-a zis că nu-i primește pe cei care cheltuiesc puțin. Bun, eu vreau să văd cum vede un antreprenor, da, declarația acestui ministru din Noua Zeelandă. Eu sunt cumva la mijloc, ce să vă spun. Eu am un bar și ar fi cumva, dacă m-aș pune în papucii ministru, ar fi cumva ciudat să spun nu intrați în bar decât dacă faceți o consumație minimă. Da? Sau dacă beți un număr minim de beri. Ar fi și deloc responsabil din partea mea să încurajez în sensul ăsta. Dar pot să înțeleg că fiind o țară mică și mai elitistă, își doresc o populație mai... cu bani. În același timp eu sunt un adept al călătoritului și n-aș vrea să fiu condiționat să plătesc o taxă de a intra în Veneția sau chiar am vizitat de curând și n-aș vrea să fiu condiționat de asta și nu cred că e o politică bună. Adică eu cred că important e să îți faci un marketing de țară, dacă e vorba de marketing de țară acum, în care să-ți alegi, în care să-ți vină oamenii potriviți. Pentru că probabil da, cine merge în Thailanda backpacking ar vrea să viziteze și Noua Zeelandă o săptămână și nu văd o problemă în asta. Nu cred că ar fi bine să-și ia un trolley scump și să plătească niște suprataxe doar pentru asta. Dar pot să înțeleg pe de altă parte, pentru că nici nouă nu ne convine să ne vină oameni în bar din perspectiva unui antreprenor care să nu consume deloc. Da. De asta spun, sunt părerile sunt împărțite și n-am o opinie așa black or white în privința asta. Nici berea noastră nu e cea mai ieftină, pentru că nu putem produce foarte ieftin berile Zăganu, iar ele sunt, în funcție de cât de, să zic, complexe sunt și ele, variază prețul, să spun, de la o unitate la două, să zic. Deci pot fi diferențe destul de mari în funcție de stilul de bere, ca numărul de ingrediente, calitatea, alcoolemia și așa mai departe. Bun, pe Mihaela, dacă vine în barul vostru, să nu o primiți dacă bea o singură bere, da? Alex, cred că ai uitat că și aici la noi se practica treaba asta cu taxele, nu? Când domnul Mazăre era primarul Constanței, nu lua taxă să intri în Mamaia. Da, dar nu despre asta vreau să vorbesc cu tine, Laurențiu. Vrem să te întrebăm cum vă calculați voi, antreprenorii, bugetele pentru a atrage bani de la oamenii cu bani? Păi e foarte important să, acum când vorbim de un produs, respectiv o bere și, sau de un bar, acolo e mai degrabă și produsul pentru care vin oamenii, dar și serviciile, e foarte important să oferim un produs sau un serviciu de calitate. Și noi pe asta ne-am bazat de la început și cred că ăsta e unul dintre motivele pentru care am devenit cunoscuți. Am făcut un produs de calitate și ne-am ținut de, am fost consecvenți în a-l oferi mereu pe cât posibil oamenilor și asta i-a îndemnat pe primii noștri clienți să vorbească despre noi, să ne recomande mai departe. Și ei au fost primii, să zic așa, brand ambasadori, că tot vorbea Mihaela de influencer și de
și Alex spunea de influencer care merg cu 10 dolari și spun cum au călătorit în jurul lumii cu un buget de 500 de dolari. E, iată că oarecum oamenii au vorbit pentru noi și ne-au promovat mai departe. Și dacă n-am fi avut un produs cu o calitate, să spun, bună și la bar la fel, în orice local, dacă mergi, dacă nu ai o consecvență în calitate și în servicii, cred că risc să-ți pierzi clienții. Și cred că asta i-aș recomanda mai degrabă ministrului din Noua Zeelandă, cumva, să poate să facă un upgrade al calității sau a ceea ce oferă ca țară turiștilor, decât să îi pună să plătească niște taxe. Mulțumim, Laurențiu. Mulțumim. Da, cam așa. Mergem și la Budapesta. Cum, scuze? Puțin, să vedem și cu berea, și cu turismul, și cu declarația domnului ministru neozelandez, da? Balaș, parcă ne aduce așa puțin aminte de o declarație a domnului prim-ministru de la voi, a lui Victor Orban, așa din trecut. Ce a spus? La Tuzna, nu? Despre amestecul raselor. Da, și ce ar trebui să răspund? Adică, păi, ce să comentez? Păi și Ungaria a avut un pic așa un iz de, hai să nu spunem rasism, nu Ungaria, toată Ungaria, dar domnul Orban a fost acuzat deseori că este un pic rasist. E comparabilă situația? Nu cred că domnul Orban, nu, absolut deloc. Eu n-am o simpatie deosebită față de domnul Orban, dar nu pot să îl acuz de, nu știu, de o atitudine necorespunzătoare față de turiști, de oriunde ar veni. Deci pentru el important este să meargă economia, să meargă turismul. De unde vine turistul nu contează atâta timp cât plătește și nu contează. Da, și nu contează practic cât plătește. Adică e binevenit, îi se creează toate condițiile. Deci, da, turismul rural este foarte bine sprijinit, există o structură foarte bine pusă la punct. Eu, în schimb, deși nu m-ați întrebat, nu înțeleg poziția asta a ministrului neozelandez. Adică ce face? Deci vin eu, turist din România sau de oriunde, și cobor din avion și ce să fac? Să-mi arăt contul bancar sau să-mi arăt la ce hotel mă cazez? Deci mi se pare destul de absurdă această poziție a ministrului neozelandez sau a oricui care pune asemenea condiții. Băi, tu nu te duci la hotel de două stele că nu-mi convine mie. E un pic trasă de păr chestia. Mulțumim, Balaj. Omul nu-ți pune pumnul în gură, spune ce ar vrea să...